Apocalipsa lui Ioan, capitolul 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi, pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, Suiete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de jaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de zmarag de la vedere. În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie. Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni, îmbrăcați în haine albe. Și pe capete aveau cununi de aur din scaunul de domnie ieșau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era care este care vine Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești Slava, Cinstea și Puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.